Slăviți să fie Domnul! Amin! Cuvântul din seara aceasta îl citim din Vechiul Testament. Eu nu prea predic din Vechiul Testament la evanghelizări, dar în seara aceasta așa mi s-a dat bine. Dacă vreți să deschideți Cărțile Sfinte la pagina 677, citesc 4 versete. Eclesiastul 11, cu 9 și 10, ultimele versete, și primul din capitolul 12 și ultimul versetul 13. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereței tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie ani când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Amin. Domnul să fie lăudat și Dumnezeu să ne dea binecuvântare în continuare. Amin. Ce vă vorbesc, v-am mai vorbit. Cum v-am înnoit gândurile în seara aceasta, eu așa mă străduiesc ca ceea ce vorbesc să rămână în mințile și în inimile oamenilor. Să fie simplu. Odată v-am mai zis eu dumneavoastră, veniți la Marga, când slujeam acolo, un frate tare greu a urcat, de fapt nici n-a putut să urce din cauza ghețușului, s-a întors înapoi, l-a luat pe fratele Iosif Curelaru, cu tracțiunea pe față, și au ajuns târziu la evanghelizare, un frate de la Timișoara, și a citit Iov, capitolul 1. Iov, capitolul 1. În sala auzi era un om care se temea de Dumnezeu, se apătea de la rău, avea 7 fii și 3 fiice și avea avere. Și fratele l-a zis așa, predica mea o țineți minte toată viața, așa am și ținut. Și bătrânii și cei ce s-au dus în mormânt. Zice, predica mea are un titlu. 1, 2, 3. Asta a fost titlul la predica lui din capitolul 1. Și a zis așa, Iov avea 1. Frică de Dumnezeu, se abătea de la rău. Dumnezeu, 1. 2. Familia și 3. Avere. Și toate capitolele cărții Iov se învârtesc în jurul celor 3 numere. Că doar satana s-a luptat să cadă Dumnezeu de pe locul 1. Din viața lui Iov și n-a reușit. I-a luat familia, i-a luat averea și Iov a zis, Dumnezeu, rămâne același, slăvit să vină El. Amin. Și eu am un titlu la predica mea și de fapt, dacă ați fost atenți așa, cumva, am citit versetele spicuite de aici, de acolo, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile alese inimii tale, plăcute ochilor tăi, fii cu inima veselă, virgulă, ce zic eu, dar am citit versetul 1 din capitolul 12 și ăla începe chiar cu dar, adus aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și versetul 13 care spune să ascultăm dar încheierea. Nu vă duceți numai, rămâneți cu începutul. Încheierea tuturor învățătorilor. Și predica mea se intitulează Cei trei de dar. Dar nu dar ca și un cadou de sărbători. Dar, spun profesorii de limba română care sunt aici, este o conjuncție în limba română care leagă două idei potrivnice una altuia. Adică, tu ai o părere, realitatea e alta. Și atunci spun conjuncția dar. Nu e așa cum zici tu. Nu e așa cum crezi tu. E, pe acești trei de dar, am vrea să-i analizăm de la
încheiere spre început și o luăm cu versetul 13. Poate că îl pune acolo. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Acum, dragii mei, vreau să vă spun că Solomon, bogat fiind, fiu de împărat și împărat și el, având toate posibilitățile la dispoziția lui, din tinerețea lui și-a făcut filozofiile lui în care a trăit și principiile lui care au fost potrivite cu vârsta. Cam așa gândim noi de la început până spre încheiere. Și dacă luați cartea Eclesiastului, el a avut așa, în capitolul 2. Citiți-o. Acolo scrie: mi-am adus rob și roabe, mi-am săpat iazuri de apă, grădini zoologice, bogății, aur, mi-am adus ce n-au avut alții înainte de mine și n-au mai avut alții după mine. Și cu rușine trebuie să spun că evanghelizare pune acolo asta, plăcerea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. El a crezut că așa va fi fericit. Și dacă dă cumva un tânăr care nu cunoaște Biblia sau care nu vrea să se ducă până la urmă cu Eclesiastul capitolul 12, să zic că, dar și Solomon a fost, a făcut așa ceva. Și Solomon, păi cum? Așa cum? Învață pe mine. Mi-aduc aminte că era la Marga un frate bine credincios să pocăiți așa pe la 50 de ani. Și acum, gustând din harul acesta lui Dumnezeu și viața de pocăință, comparându-o cu ce a fost înainte, îi zicea la băiat să se pocăiască și el. Zicea, până ajung la vârsta ta. Tu când te-ai pocăit? Înțelegeți? Asta este un principiu nu bun, dar oamenii greu înțeleg la vârstele astea. Lasă-mă să trăiesc eu, cum ai trăit tu. Și citind pe Solomon. Dar nu se duc până la sfârșit. Iau numai începutul. Solomon a căzut în capitolul 3 din Eclesiastul, tot acolo, mai grav. Fatalist. Cum îți mulți să zic? Cine știe dacă sufletul animalului se duce în pământ și al omului se duce la Dumnezeu? Că până la urmă tot în țărână se duc toate. Și asta e gândirea generală a omenirii și a românilor. Păi, în țărână se duc toate. Și atunci a zis, băi, dar și Solomon a avut părerea asta. Și Solomon a crezut așa ceva. Dar Solomon a cules roadele principiilor, gândurilor sale, a filozofiilor lui și a perioadelor de viață trăite în felul acesta și zice în seara asta, dar să ascultăm încheierea. Nu vă grăbiți să faceți și să credeți și să aplicați ce am făcut eu. Hai să ascultăm încheierea. Asta e mai bună. Oamenii se grăbesc să judece, să ia, să fure, să smulgă câte un verset de aici și gata, bă, Solomon, bă, David! Stai loc, ascultă încheierea. Și în seara asta zice, să ascultăm încheierea tuturor lor. Nu vin să spun ce a continuat până nu vă zic dumneavoastră tuturor, că păstorul dumneavoastră, fără să știe ce vorbesc eu, vorbea el. Înainte de a începe slujba cu cântările și predica, vorbim despre cei bogați. Nu judecăm noi pe nimeni, că la toți din drag să avem bani și să trăim bine. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne zice, vezi, asta e la vezi. Uitați-vă la sfârșitul de la urmă. De ce vă uitați, mă? N-ar vrea fi pentru înregistrare să dau nume. Dar dumneavoastră v-ați uitat în zilele noastre sau înaintea noastră. Care a fost sfârșitul celor bogați, dar care n-au avut treabă cu Dumnezeu? Numai bogății. Uitați-vă la sfârșitul lor. Biblia ne arată
o mulțime de cazuri. Uitați-vă la bogatul care i-a rodit țarina. Nu mai am loc, am bani. Și Domnul îi se lasă și el nu știa că-i slujit. Nebunule, la noapte se zi azi. Cele care ai strâns ale cui vor fi. Ăsta a fost sfârșitul lui. Sfârșitul împăraților, sfârșitul Nebucadnețar, sfârșitul atâtor oameni care l-au ignorat și l-au nesocotit pe Dumnezeu și și-au pus încrederea în bogățiilor lor. De ce oare ni drag să avem, să agonisim? Să nu ne uităm la sfârșitul celor care au avut astfel de lucruri, ce s-a ales, de ce s-a întâmplat cu ei? Eu știu că, uitați-vă aici, dacă apare, eu nu mă uit la televizor, acum așa a fost o ispită când noi am plecat în Germania, a dus de la copil televizorul să uite bătrânii mei acolo și a rămas. Dar eu vă zic dumneavoastră că în lumea asta și în țara asta nu gândesc oamenii, gândește televizorul pentru ei. Și dacă n-are rost să te îmbraci tu frumos, că dacă Andreea Marin sau nu știu cine s-a îmbrăcat așa, să îi se vadă goliciunea, mâine și el de 70 de ani să îmbracă așa. Ei, nu vreau să fiu gură rea, dar toți au râvnit în vremea aia așa, cel mai mare artist al lumii, Michael Jackson, nu? Păi dumneavoastră ați văzut ce sfârșit de mumie a avut. Și toți și-ar dori să fie ca el. Toți și-ar dori să fie ca ea sau ca ăla. Stați încet și vedeți nesfârșitul. Biblia ne spune și despre oamenii lui Dumnezeu, în evrei. Uitați-vă la sfârșitul celor ce au trăit în credință. Și vedeți și urmați de exemplul lor. Nu al ăștia. Uitați-vă la sfârșit. Cum au sfârșit? Luați dumneavoastră pe oamenii ăștia celebri care nu l-au avut pe Dumnezeu. Fie ei că au fost fotbaliști bogați, fie că au fost actori, artiști, nu știu ce, bogați în lume. Uitați-vă la sfârșitul lor. În seara asta, deci, să ascultăm încheierea. Sfârșitul. Și învățătura învățăturilor. Zicea, hai să ascultăm încheierea. Eu, Solomon, vă spun. Am făcut-o. Dar uite, eu vă spun ce trebuie să faceți. Spune din nou versetul. Hai să ascultăm încheierea. Asta e părerea. Dar să ascultăm încheierea. Două puncte. Ascultați toate adunarea. Și eu. Că ne scrie Duhul Sfânt. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta e datoria oricărui om. Și dacă faci asta, ești fericit ziua și noaptea, în tinerețe și în bătrânețe, în boală și în sănătate, fiindcă știi că ai păzit poruncile lui Dumnezeu și te-ai temut de El. Și ai curaj înaintea Lui. Citiți epistolele lui Ioan și zice, avem îndrăzneală la El că facem ce-i plăcut. Ezechia a zis, Doamne, adu-ți aminte că eu ți-am păzit poruncile și am îndrăzneală la Tine să cer să intervii în viața mea. Pentru noi asta lui. Trimite prorocul să spune că îl iert și îi mai dau 15 ani de viață. Avem îndrăzneală la El. E în seara aceasta, când noi trăim într-o lume obișnuită cu păcatul, nu ne mai temem de Dumnezeu. Și Solomon se autoacuză. Eu nu m-am temut de Dumnezeu cât a trebuit când v-am scris și v-am scris la început așa. Încheierea însă e teme-te de Dumnezeu. Dragilor, oamenii sfinți pe paginile Bibliei, dacă le citiți viața, li se accentuează peste tot. Iov era un om care se temea de Dumnezeu și se apădea de la rău. Tinerii de la Babilon, ne temem de Dumnezeu, nu facem așa ceva. Teama de Dumnezeu, frica de Dumnezeu e tot mai puțină în lume. Că dacă oamenilor ar fi frică de Dumnezeu, n-ar face ce fac și nu s-ar întâmpla ce se întâmplă în zilele noastre. Începând de la conducători, de la, eu știu, oamenii religie și până jos, până aici și la noi, teama de Dumnezeu e tot mai puțină.
Și dacă ascultăm încheierea, teme-te de Dumnezeu. Păi nu fac lucrul ăsta că mă tem de Dumnezeu. Nu pot să fac asta că mă tem de Dumnezeu. O să ajungem să vorbim și de ce ne temem de Dumnezeu. Și doi zice, păzește poruncile Lui. Iubiților, iau noul legământ. Am mai vorbit cu frații mei pe unde a fost. În noul legământ, Domnul are trei porunci care ni le-a dat. Scrie aici, Faptele Apostolilor 7:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască. Faptele Apostolilor 17:30. Deci, păziți poruncile Lui. Pe care e porunca lui Dumnezeu în nouă legământ? Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pocăința nu este porunca baptiștilor, nici a pentecostalilor de la oțelul. Pocăința e porunca lui Dumnezeu. Și în seara asta Solomon ne-a îndemnat, păziți poruncile Lui. Porunci omenești, da, la oamenii dragi așa ceva. Învățături demonice s-au legat mulți tine de astfel de învățături. Dar îndemnul care se dea la evanghelizări în fiecare seară este să păzim poruncile Domnului și porunca Domnului Sfânta Pocăință. Și valabilă pentru toți oamenii, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Ba mi-am pus un semn aici unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa în a doua epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 9. Dumnezeu nu întârzie împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și scopul evanghelizărilor din seriile pe care noi le facem pe valea aceasta și în toată țara, îi să chemăm oamenii să asculte de poruncile lui Dumnezeu, nu ale noastre. Și prima și cea mai puternică poruncă din nou legământ, dată de Domnul Iisus, de Sfinții Apostoli, de prima biserică, îi pocăință. El poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să pocăiască. Pocăința este voința sinceră a păcătosului de a părăsi păcatul. Și hotărârea de a-L urma pe Domnul din seara aceasta. Amin. Asta e porunca lui Dumnezeu. O altă poruncă a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus, dată noul legământ, zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Amin. Amin. Am fost la Reșița în toamnă, la evanghelizare, și am vorbit despre iubire, despre iertare. Și nu am coborât de la von când s-a încheiat slujba, până a venit o doamnă la mine, o soră, și a zis, când am plecat de acasă, am zis, Doamne Dumnezeule, vorbește-mi, că eu am o problemă nerezolvată, dar vorbește-mi prin fratele Petrică ce trebuie să fac. Eu n-am știut rugăciunea ei, Domnul a știut-o, și am vorbit despre iubire și iertare. Și a zis, am dat în judecată pe vecina mea pentru 5 milioane. Mâine mă duc și retrag șerefă. Și Dumnezeu să facă ce vrea de treaba. Dragii mei, dacă luăm câte o decizie din asta, Domnul a zis, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Și dacă în seara aceasta ai venit aici și te socotești bine, pe cine nu iubești, te duci acasă și îți iertare lui Dumnezeu și cer să poți să-L iubești, Dumnezeu îți dă că ai cerut lucruri după voia Lui. Și dacă nu te-ai ales cu nimic de la evanghelizare, dar te-ai ales cu puterea de a ierta și de a iubi. De a împlini poruncile lui Dumnezeu. Că împăratul Solomon a zis, da, eu am făcut așa, eu m-am răzbunat, dar ascultați încheierea. Păziți poruncile lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu, a Domnului Iisus din noul legământ, e pocăința. Porunca Domnului Iisus din noul legământ este iubirea. Și iubirea până la iubirea de vrăjmași. Petre Iisus a zis, creștinismul este ultima și cea mai mare religie a lumii. Niciuna nu se mai ridica pe ea să spună să-ți iubești vrăjmașul.
A fost un păstor la noi duminică seara. Și spre încheiere ne-a spus o întâmplare din parohia lui. Un bătrân sta pe scaun în fața casei cu sapa în mână, venise de la sapă. Vinerile la veșina lui, care era pocăit, a venit amestit de băutură cu tractorul și avea mașina celui care sta cu sapa sau băiatul lui în fața porții. Dar ăsta, nemai controlându-se, bea, zice: păi, e prostul care a pus mașina în fața ușii mele, pe porții mele. Prost ești tu, pocăitul. Și din una la alta, ăsta, dacă avea scula în mână, mi-a întins două pășare. Ei, da, mi-a fost drag cum s-a încheiat de frumos. Zice, duminică l-a oprit la comitet, zice, așa au zis și am făcut. Păi da, dar uite, nu-i bine, nu-i frumos. Nu-i frumos că nu i-am dat mai multe, că meritam. Păi măi, frate, noi suntem copii, nu facem așa ceva. Da, dacă nu vă convine, eu dau mâna cu toți și-o plecat. La ușă, unul din, un om sfânt din biserică, zice, stai un pic, ai 14 ani de când te-ai pocăit, așa, l-ai cu pișorul unii. Hai să o rezolvăm. Cum să o rezolvăm? Uite, eu nu-l cunosc pe omul ăla, că nu-ți veni de mult aici. Mergem, dumneata mergi cu mine și îmi cer eu iertare în numele dumneata. Și ăsta zice, ar fi o rezolvare. S-a dus acasă și s-a pus pe plâns. Păi omul ăla, după ce să-și ceară iertare? El a făcut. Mă duc eu. Și mâine, când a venit ăsta din nou cu tractorul, se duce după el de ăla de frică, că iară la tine cu sapă, a zis, stai loc, că nu-i mai așa. Te rog să mă ierți că eu, om bătrân și pocăin, nu trebuie să fac așa ceva. Mi-e atât de rușine de ce am făcut. Dar ăla zice, păi, Ioane, nu dumneata ești de vină. Eu, că am fost beat și am vorbit prostii. Eu îți devin. S-au îmbrățișat și plângeau așa și zice, măi, ce diferență. Dacă se întâmpla la noi așa ceva, nu mai venea nimeni să-și ceară iertare. Uite, vă admir pentru asta. Nu credeți, dragii mei, că Domnul Iisus, după ce a spus rugăciunea Tatăl nostru, a zis, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru care este în ceruri, vă iartă greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în cer nu vă iartă greșelile voastre. Puteți să ziceți rozarul de trei ori pe zi. Că dacă n-ai iertat, dacă nu poți să iubești, n-ai împlinit poruncile lui Dumnezeu. Domnul să ne crească iubirea. Amin. Și să toarne iubire în noi față de Dumnezeu și unii față de alții, ca frați și ca semeni, că e porunca lui Dumnezeu din nou legământ. Și în seara asta a zis, hai să ascultăm. Răzbunarea, da, că ea fi, dar întâierea tuturor învățătorului să-i păzești poruncile. Și porunca lui îi pocăința, porunca lui iubirea și porunca lui lucrarea pentru Dumnezeu. Dragii mei, zice, la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu 16, așa. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți multă roadă și roada voastră să rămână. Deci, Dumnezeu ne-a ales, ne-a mântuit și ne-a poruncit să mergem și să aducem roadă. Iubiților, când ne trezim la poarta veșniciei, se veniți la mine, că am fost slămân. Am fost gol. Am fost sărac. Uitați-vă, trebuie să lucrăm pentru Domnul. Și Dumnezeu să dea acest dar tuturor credincioșilor din locul acesta. Să facem spre Domnul și să-i păzim poruncile Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Și eu cred că Domnul lucrează, dar să lăsăm prin Duhul Lui să lucreze. Ca să ne temem de El și să-i păzim poruncile Lui. Deci, părerile noastre care le-am avut acum, să le ștergem cu acest dar și să dăm o nouă direcție vieții noastre. Și am crezut noi, oh, păi dar nu-i bine. În seara asta să zic, dar ascultă încheierea. Dar uită de la sfârșitul, de la urma celor răi.
Și uită-te la sfârșitul celor credincioși. Și uită-te la sfârșitul văzăturilor lor. Domnul să ne ajute până la urmă. Dacă citești o carte, citiți frații Karamazov în două volume. Și citiți un volum și jumătate. N-ați aflat deznodământul. Nu știți cum. Citiți Biblia numai la început. Citiți o Evanghelie numai câteva versete. Păi duceți-vă până la capăt să vedeți ce zice. E atât de frumos. Când vă uitați la film sau la meci, vei drag numai la... stați la jumătate program? Nu, dar oricât ar fi, v-ar costa. Chiar dacă dormiți numai două ore, dar vă uitați până la sfârșit. Păi la Biblie de ce nu ne uităm până la sfârșit? De ce nu vrem să ne uităm la lucrurile acestea? Ca să vedem care e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Al doilea dar, l-am luat așa, zice, dar adu-ți aminte de făcătorul tău din zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și anii în care nu mai găsești nicio plăcere. Eu vă spun care e regula la oameni. E regula vârstelor înaintate. Asta eu am văzut. Profesoara noastră de ateism a devenit după Revoluție la 56 de ani, 60, profesoară de religie. Când ia omul bâta mână, s-ar duce către biserică. Nu-i rău. E bine. Nu anulez eu poruncile lui Dumnezeu și exemplele date de Domnul Iisus Hristos. El a zis că dă aceeași plată și la cel care a venit la ceasul al 11-lea ca cel de la primul ceas. Asta e regula lui Dumnezeu care noi nu tăiem. E treaba Lui. Dar în seara asta eu vorbesc de o recomandare a lui Dumnezeu. Și vă uitați că oamenii atunci l-ar căuta pe Dumnezeu, ar umbla în toate poftele, în toate plăcerile și când nu mai pot, atunci s-ar trage. Și dacă s-ar putea chiar până cu două zile înainte de moarte, atunci să vină preotul să-l spovedească, să-l cuminice, n-a fost niciodată în biserică, nu l-a căutat niciodată pe Dumnezeu, dar când ar pleca dincolo, așa, cât de puțin să-i mai rămână perioada când să umble cu Dumnezeu. Apoi o altă regulă e regula suferințelor, a bolilor și a încercărilor. Nu-L căutăm pe Dumnezeu numai dacă doctorul spune, nici nu vreau să spun de aici. I-a spus o sora Ioana la Drăgoi de la Rusia. 41 de ani. O poate că e aici. Să vină ea să spună. Caz jos sau nu, e treaba ta. Cancer în fază avansată. Și atunci oamenii strângă după Dumnezeu. Ei, e o regulă asta. Sau un accident sau Doamne ferește. Atunci oamenii îl caută pe Dumnezeu. Ei, vine Solomon și pune un dar în seara asta. Astea-s reguli omenești. Numai când ești bătrân, numai când ești bolnav, numai când nu știu cine s-a accidentat, atunci îl cauți pe Dumnezeu. Ei, le lasă pe toată și dar adu-ți aminte de făcătorul tău din zilele tinereții tale. Te primește Dumnezeu, nu-i nicio problemă. Însă cel mai frumos, cel mai corect și cel mai bine e să-ți aduci aminte de Dumnezeu din zilele tinereții tale. Mm. Și vreau să vă zic aici că eu mi-am notat dacă îi luați pe proroci și pe apostoli, ei au venit la Dumnezeu din zilele tinereții lor. Ieremia zice, eu sunt un copil. A, nu zice, eu te-am ales. Daniel, cei trei tineri de la Babilon, copii. Moise a fost tânăr când l-a chemat Dumnezeu. Iosua, care urma pe Moise, era un tânăr când îl urma pe Dumnezeu. Și cei care au scris Biblia au fost tineri. Și vă spun în seara aceasta, eu care sunt pensionar ca mulți dintre dumneavoastră, că am asistat la întoarcerile oamenilor la vârste mai înaintate, niciodată nu le-au părut bine. Bine mă că m-a lăsat Dumnezeu până acum pocăit. Totdeauna le-au părut rău că nu s-au pocăit din tinerețe. Regretul celor care se pocăiesc
pe ăla că nu s-au pocăit mai de mult. Dar la toți. Și de aceea, în seara aceasta, noi venim cu îndemnul acesta să luați aminte la ce strigă al unui om încercat și înțelept, care acum, sub călăuzirea Duhului, strigă: dar adu-ți aminte de Dumnezeu! Din zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și anii în care nu mai găsești nicio plăcere. Românii, creștini din România, n-au avut un poet mai însemnat, mai bine cuvântat ca Traian Dorț. Aproape toată suflarea de aici a auzit numele acesta. Tineri dragi, copii dragi, vreau să vă spun vârsta la care s-a întors Traian Dorț la Dumnezeu. Când a încheiat cele 7 clase primare, a luat premiul 1 și a primit o carte ca și premiu de premiu, Coroada lui Noe de preotul Iosif Trifa. Nu s-a lăsat, s-a dus în podul Șurii, a citit-o și în podul Șurii, când și-a încheiat cele 7 clase primare, a încheiat legământ cu Dumnezeu. Și de atunci au curs prin el și din el mii și mii de poezii și zeci de volume și ani de închisoare și o viață binecuvântată care a binecuvântat pe mii de oameni și nu numai români, și din prejurim. Unul care a încheiat legământ cu Domnul pe clasa 7-a la încheiere în podul Șurii. Ar vrea să vă spun despre Niculiță Moldoveanu, care a scris mai mult de 8.000 de cântări. El mi-a spus și urechile mele l-au auzit când a zis, fiind i-a murit mama sau nu știu cine dată și a fost dat copilul de trupă în armată. A crescut acolo, având înclinații spre muzică, l-a dat la fanfara unității din Sfântul Gheorghe, de lângă Brașov, și avea vreo 16 ani, 15 ani, când s-a dus acasă în concediu. Zice, am cerut la comandant să-mi lasă și trompeta. Să-mi s-o lasă. Și când m-am dus, unde-i mama? Sau, zice, la adunarea voastră-i Domnului. Mă duc și eu. Mă, ei cântau cum cântau, fără notă, fără sfera, și el așa. Și a venit unul și zice, da, tu nu vrei să te predai Domnului? Acum urmă. 16 ani și s-a predat Domnului. Până la cei 86 de ani care a trăit, a avut o viață binecuvântată și plină, care a dat peste ea și a umplut România și nu numai. Și menoniță din America i-au tradus cântările și le cântă în zilele noastre. Și s-a întors la Domnul la 14-15 ani, nu știu foarte bine. Pete Popovich, ieri vorbeam cu o soră din Los Angeles și plângea că i-a trecut soțul la Domnul la 80 de ani. Păi zic, soră, păi cam plin, la 80 de ani s-a dus cam la vreme. Da, dar fratele, Pete a împlinit 98 de ani. Păi zic, astea sunt rarități. Nu știu dacă chiar de 97, dar e aproape de 100. Dar Pete Popovich, când a făcut de la Amvon chemare, păstorul, dar nu știu cum l-a chemat Domnul, s-a întors la Dumnezeu și s-a botezat la 13 ani. Noi dăm din cap să botezăm tineri la 13 ani, că nu știi, prea devreme. Dar de la 13 ani și până aproape la 100 de ani, omul acesta a fost o binecuvântare pentru toți românii. Când noi n-aveam acces la predici, nici vorbim de televizor, de la Europa Liberă, de la Vocea Americii, Pete Popovich transmitea românilor predici după predici și ne săturam, savuram predicile lui. Un om întors la un tânăr la 13 ani. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până când mai stai? Romanul catolic au un sfânt foarte adorat, Francis din Assisi. Vreau să vă spun că am citit într-o carte cumpărată de la Lugoș viața Sfântului Francis din Assisi. Foarte devreme, 1100 spre 1200 a trăit el și zice că atunci mergea de custoria cu postalul. Se duceau în Orient cu corăbii, le aduceau și avea înclinații așa spre câștig.
cu tatălui, care era un mare negustor și un om bogat, și a zis: hotărât, eu, Francis din Assisi, am să fiu cel mai mare negustor al lumii. Dar a început războiul și l-a luat în război. În război și-a descoperit o altă valoare care era în el, cavaler. Și a zis: na, postavulez nimic, comerciant. Cel mai mare cavaler al lumii. Dar numai Dumnezeu a văzut ce valoare are, i-a dat o boală și l-a trântit la pat. L-a trântit la pat și a venit un preot. Acolo unde era el bolnav și alții, să citească Evanghelia. Și citea Evanghelia tremurând așa, noi așteptăm a predicator celelui. Și predica și citea cuvintele lui Iisus. Cine vrea să-mi urmeze mie, să se lase din sine, să-și ia crucea, să mă urmeze în fiecare zi? Și Francis strigă acolo pe ea înspăimântat pe ea. Eu? Nu negustor, nu cavaler. Promit în fața lui Dumnezeu să ajung cel mai mare sfânt al lumii. Și a aruncat încălțămintele la sărace, a aruncat din casă, l-a îngrozit pe tatăl său. Da? Și desculț, a cutreierat continentele, Europa, Asia, la Ierusalim, la Sultanul, de la Istanbul, peste tot, în fața papilor de la Roma. Omul ăsta avea un dar și o putere a lui Dumnezeu în el, fiindcă tot ce avea el era predat lui Dumnezeu. Și s-a predat în tinerețea lui. Adus aminte de făcătorul tău din zilele tinereții tale. Am spus asta fiindcă sunt mulți tineri aici. La balcon sunt aproape numai tineri, în față sunt tineri și zic, la vârsta asta care ești din seara asta, te pomăiește, te primește Domnul. Și te binecuvintează. Recomandarea este să nu cumva tineri să faceți așa. Aduceți-vă aminte de Făcătorul, de Dumnezeul vostru din zilele tinereții voastre. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Doamne, ai milă de toți tinerii din România și de cei care ascultă Evanghelia și în seara aceasta. Zic și eu că veți zice toți, cum a zis David, că toți cred. Da, păcatul e dulce. Păi nu pot, că-s prea tânăr. David a zis, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Amin. Amen. Amin. Și trec la ultimul dar, făcând legătura tot cu tinerii, dar referindu-mă la altceva. Capitolul 11, cu versetul 9. Asta ar mai putea să-l pun. Eclesiastul 11 cu 9, ca să-l vedem și pe darul acesta care ne dă o altă direcție. Acolo zice așa, bucură-te tineri în tinerețea ta. Păi sună frumos. Fii cu inima veselă când ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ochilor tăi. Punct și virgulă. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecat. Și eu am asta spre dumneavoastră. Nu uitați că Dumnezeu te lasă în voia ta cu cel punct și virgulă pentru toate vii la judecata lui Dumnezeu. Pentru toate vii la judecata lui Dumnezeu. Urmează judecata. Tot Solomon a zis în înțelepciunea sa și în Eclesiastul, zice, toate și-au vremea lor. Nașterea și-are vremea ei, moartea și-are vremea ei. Cusutul și-are vremea lui, ruptul și-are vremea lui. Și zice așa frumos, aruncatul cu pietri și are vremea lui. Dar și strângerea pietrilor și are vremea ei. Poți să le faci. Că un contabil al cerului în dosarul tău notează tot și vine vremea când vii judecat pentru tot ce ai făcut. Să nu credeți că Dumnezeu face excepție că înaintea lui Dumnezeu nu sare în vedere fața omului, fie el și predicatorul cel mai celebru. Poți umbla cum vrei, dar pentru toate vei fi chemat la judecată. Să dau cazuri de acestea, îi plină Biblia. Le aveam notate în mintea mea, dar mă înregistrează ochiul ăsta și vreau să vă dau cazuri chiar din România. Dar aduceți-vă aminte la oamenii care s-au crezut stăpâni pe sine și în zilele noastre. Și uitați-vă în fiecare zi cum cade. Unul câte unul. Unul câte unul la judecată. Unul câte unul. Nu-mi pare bine. Îmi pare rău.
Dar înțeleptul ne-a avertizat pentru toate acestea ești chemat la judecată încă de aici. Încă de aici încep să le plătești. Fă ce vrei, dar vei fi chemat la judecată. Și în seara asta gândește-te că ai făcut multe câte le-ai vrut. Ai umblat cum nu trebuie, ai făcut ce nu trebuie, ai mințit, ai viclenit, ai curvit, ai furat, nu știu ce ai făcut. Și Domnul spune că pentru toate acestea vei fi chemat la judecată. V-am mai zis eu dumneavoastră la mormântări că eu l-am vizitat pe fratele Richard Urban înainte de plecare la Domnul și nu ne-a lăsat sora Sabina. Avea o criză de anxietate, așa și avea. Era o soră, după aceea am auzit, din România, care au ajutat și mai erau și alții acolo. Și s-a dus sora și l-a întrebat, frate Richard, ce cu dumneata de face asta? Ce te comporți așa? El s-a stat să opriște. Mă tem de judecata lui Dumnezeu. Dumneata, cum să te temi de judecata lui Dumnezeu? Ai făcut 14 ani de închisoare, totul e zdrobit din închisorile comuniste în trupul tău. Ești scris pe lista celor 70 de mari sfinți ai lumii. Dumneata te chem de judecata lui Hristos. Vorbești ca o femeie neînțeleaptă. Frate Richard, asta e adevărul. Și zice, cântarul lui Dumnezeu nu se potrivește valoa oamenilor. Auziți? Nu vă faceți așa o imagine că voi ați uitat și ați făcut și nu v-ați pocăit ele. Căci cântarul Dumnezeu nu se potrivește cu al oamenilor. Nu vreau să închei până nu vă spun ultimul gând de încheiere. Șansa e pocăința. Dacă în seara aceasta ne pocăim, pedeapsa tuturor păcatelor noastre trece asupra Domnului Iisus Hristos. Și iertarea și neprihănirea Lui trec asupra noastră. Și scopul seriilor de evanghelizare este să-i conștientizeze prin Cuvântul lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, pe oameni, orice ai fi făcut. Dacă chiar urmărești din seara asta în direct, gândește-te așa la toate negurile din viața ta, la toate păcatele, orice, cu sfânta pocăință înaintea lui Dumnezeu, cu mărturisirea păcatelor, cu căința, cu întoarcerea la Evanghelie, cu temerea de Dumnezeu, cu păzirea poruncilor, cu întoarcerea la Dumnezeu din toată inima, starea ta va fi alta când tu te întorci la Dumnezeu. Cu sfânta pocăință Dumnezeu ți le rezolvă pe toate. Și în seara aceasta eu văd așa că n-am avut un mesaj prea încurajator pentru dumneavoastră, poate prea înălțător, să vă spun așa ca americanii. Așa mi-a venit să vorbesc. Poate că Dumnezeu chiar a avut în vedere pe cineva într-un mod special. Vă rog în numele Domnului Iisus să vă gândiți la ce ați auzit și să ne pocăim. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Fie că suntem noi baptiști, penticostali, ortodoxi, porunca lui Dumnezeu e valabilă pentru toți oamenii. Și în seara aceasta, până nu e prea târziu, Domnul să lucreze pocăință peste tot. Amin. Și o să vedeți că vin vremuri de înviorare și în viață, și în casă, și în biserică, și în societate. Când oamenii se întorc la Dumnezeu cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu mie și să vă ajute dumneavoastră tuturor. Și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere o să vină în viețile dumneavoastră. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și până tineri ăstea când o strofă așa de chemare aici în față, noi fiindcă suntem într-o casă de rugăciune să ne rugăm. Ziceți fiecare că nu știu acasă dacă mai ziceți. Că în timp ce eu am vorbit, Duhul Sfânt v-a dus aminte de păcatele din viață. Și ziceți aici din inimă, Doamne, iartă-mă de asta, iartă-mă de asta. Acolo, aici și casă de rugăciune, dar în gândul tău, în sufletul tău, în Duhul tău, roagă-te lui Dumnezeu, că Dumnezeu dorește închinători adevărați care să roagă în Duh și în adevăr. Lasă-te în fața adevărului și încălzirea Duhului Sfânt.
Și mărturisește înaintea Domnului. Și hai să vezi ce ușurată este cobori pe treptele acestei biserici în seara aceasta. Eliberat, iertat și mântuit.